Aici sunt ascunse comorile istoriei filmului din România. Nimeni nu vrea să le vadă astăzi, dar în anii 50 nu aveai de ales. Trebuia să te distrezi cu filme sovietice de război, filme despre lupta eroică a ilegaliștilor, despre clasa muncitoare și efortul ei în construirea socialismului. Printre toate acestea însă, iată un film care iese din rând. Reconstituirea, realizat în 1959. Un film cu gangster produs într-o țară unde asemenea filme erau de obicei interzise sau erau proiectate numai pentru a demonstra inevitabila decadență a capitalismului. Dar filmul spune povestea unui jaf bancar săvârșit într-o țară comunistă, Republica Populară Română. Și pe deasupra este bazat pe un caz real, un caz care nu a fost niciodată adus la lumină. Unde e strălucirea anilor 50? Iată câteva date. Circa o jumătate de milion de prizonieri politici, 70 de lagăre de muncă, peste 100.000 de procese politice. În aceste privințe, nu ni s-au transmis cifre exacte. În schimb, se consemnează faptul că țara noastră era într-o continuă sărbătoare. Fie că era vorba de plecarea trupelor sovietice în 1958, convinse că autoritățile locale sunt capabile să continue și singure represiunea, sau de aniversarea lui Gheorghe Udej, ultimul lider stalinist din estul Europei. Erau vremuri fericite, după cum ne arată și începutul filmului Reconstituirea. Ca de obicei, și în această zi de la sfârșitul lui iulie, Bucureștiul Socialist își adună constructorii. Cu fiecare drum către uzini sau fabrici, către întreprinderi sau școli, șantiere, instituții sau institute, cu fiecare faptă mare sau mică, poporul nostru șterge urmele robiei capitaliste și se apropie de lumina care a început să strălucească mereu mai viu. La razele ei se plămădește și crește un om nou. Un om care în aceste cetăți... Viața omului nou era simplă și previzibilă. Toată lumea era plătită direct de către întreprinderea de stat la care lucra. Pe vremea aceea nu se auzise de conturi personale, nici de cărți de credit. Iar banca era una singură, banca de stat. Nimeni nu-și putea imagina că salariile oamenilor muncii erau în pericol. Oamenii țineau mereu ședințe la bancă, aveau cu șefii și le spunea: dați-ne mașini sigure, dați-ne pază la mașini. Și îi spunea: ia potoliți-vă, nu suntem în America să fim prădați. Cine să tulbure liniștea și ordinea timpului? Ei bine, cineva a îndrăznit. În drumul său zilnic către filiale, furgonul băncii a fost urmărit de un bărbat și o femeie într-un taxi. Când s-a oprit în fața filialei din Giulești, celor doi pasageri din taxi li s-au alăturat alți trei bărbați. Așadar, incredibilul s-a produs chiar pe această stradă. În plină zi, sub ochii nedumeriți ai oamenilor din stația de tramvai, s-au furat 1.600.000 de lei, adică vreo 2.000 de salarii, sau echivalentul de astăzi al unui milion de dolari. Conform legilor din 1959, oricine fura peste 100.000 de lei risca să fie condamnat la moarte. Domnul Ciuplea se afla în furgonul băncii în momentul respectiv. Mașina a venit dinspre Podul Grand, a făcut o buclă pe lângă noi și a parcat exact în spate. De acolo a venit un cetățean mascat,
cu pistol automat, în poziția asta, l-a somat pe șofer. Eu nu mi-am dat seama că e vorba de vreun atac de ceva. Pentru că era îmbrăcat în uniformă de gardă muncitorească și pentru că era în ajun de 23 august și ăștia făceau instrucție, nu știu ce, am zis cineva care ne cunoaște, face o glumă cu noi. Când am auzit că se deschide ușa în spate, am întors capul să văd ce se întâmplă, ăsta a împins pistolul în direcția mea. Atunci mi-am dat seama că suntem atacați și atunci mi-am pierdut cunoștința. Adică, fiind sub teroarea pistolului, nu știu ce s-a întâmplat. Alo, Constanța, aveți Bucureștiul. Parcă sună la noi aici, atunci, la eveniment. Așa a sunat. Aici s-a produs un fel de busculadă, pot să spun, că au ieșit toți afară, nu știa ce să facă. Paznicul mânca, și-a luat pistolul, nu știa ce să facă cu el. Aveți legătura cu orașul Stalin. Alo? Orașul Stalin? Luați măsuri urgente. S-a prins un telefon de la capitală. Telefonul de ăsta interior, așa. Și Samson a ridicat receptorul și a răspuns. Zice, ce s-a întâmplat? Cum? Ce e Iliescule? Iliescu fiind șeful servitorului judiciar. Cum banca? Nimeni nu se aștepta la una ca asta. Însă cinematografia, mereu pe fază, a prins ocazia. În mai puțin de un an, Reconstituirea, un film de 60 de minute despre Jaff, era gata de proiecție. Deși era destinat numai membrilor de partid, alții au intrat pe furiș. Pe jumătate îngroziți, pe jumătate fascinați, oamenii priveau și nu își puteau crede ochilor. Un Jaff bancar în România anilor 50 părea ceva de domeniul ficțiunii. Dar măsurile luate de autorități au fost dureros de reale. Pentru toți acești lucrători care cercetau cazul 28 iulie, au fost zile și nopți de muncă intensă, în care succesul descoperirii bandiților depindea de fiecare clipă. Într-adevăr, miliția nu și-a precupețit forțele. Sute de oameni au fost arestați fără probe. La interogatorii au fost chemați cu miile. În film nu apar primii suspecți. Este vorba de angajații băncii. Aveam 14 ani și câteva luni, când la banca aceasta a avut loc un jaf armat. Eram la micul dejun cu familia, mai puțin tatăl meu, care era în incinta băncii. El era mecanic. Tata a fost luat de câteva ori la interogatoriile acestea, de fiecare dată eliberat. Până într-o zi, cam două săptămâni, când într-o noapte l-au ridicat la ora 12, la ora 1 au ridicat-o pe mama și la ora 2 pe noi, eu și sora mea, care eu aveam 14 ani, ea 17. Mă întrebau tot timpul ce știu de tata și de ce a furat tata banii. Spuneam, tata n-a furat banii și n-a furat nimeni din familia noastră, deci nu puteam să-i spun, da, au furat. Sau am auzit ceva discutând, pentru că nu se auzise nimic în familie și tata a rămas la fel de surprins ca și toți ceilalți. Și atunci aveau niște sonerii pe masă și când apăsau pe sonerie, venea un individ care se spunea călău. A venit și la ora 12 și m-a scos, m-a băgat în lift și zice, futu-ți Dumnezeu mătii, pardon de expresie, dar trebuie să o spun, în noaptea asta ori îmi spui cine sunt autorii, ori îți fac mormânt necunoscut, ori la groapa de var la Jilava. Mi-a spus să iau loc pe scaun și el a început un ritual. A adus o șipcă așa de mare, s-a dezbrăcat de veston, l-a pus pe spatele scaunului, a rămas în maieu, s-a dus și a venit cu un zgârbaș de ăsta de cauciuc ăsta care are poliția. L-a pus pe masă. S-a dus și a venit cu un trunchi de copac așa de gros, de 2 metri. L-a rezemat de perete. Sigur că eu urmăream toate astea și mă întrebam ce face. Ne-au dus într-o sală mare cu tot felul de
vechituri de arme, de săbii, de ruginături dintre astea și după aia m-au întrebat, de astea le aveați voi supat? Zic, nu, nu aveam așa ceva. Vreau să vă spun că după multe luni mama a spus că i-a recunoscut. Și atunci i-am răspuns încă o dată că nu pot să spun ce nu știu. Și atunci a scos o sfoară de buzunar și m-a legat aici de mâinile așa și mi-a băgat mâinile aici și a băgat parola pe aici și au apucat amândoi de capete și m-a așezat, cum ar fi băncile astea aici, m-a așezat cu capul, veneam cu capul jos și cu picioarele în sus. Și a început să-mi dea cu cauciucul ăla la picioare, la tălpi. Eram numai în ciorapi. Mi-a dat la tălpi și întrebarea nu era decât una singură. Cine sunt autorii? Dădea la talpă cine sunt autorii, cine sunt autorii, cine sunt autorii. Vă spun că, adică, dintr-o treabă din asta, oțul cade mai târziu, dar până dacă se cadă oțul, cadă oamenii cam nimeni sărăcidie, adică fiecare părul prea mare, fiecare mustață așa, fiecare, depinde de semnalmentele care ți le dă, care a putut să perceapă, să înțeleagă cetățeanul care a luat contact cu el. De mama a bătut-o cumplit, îngrozitor, iar pe tata, vă închipuiți, dacă nu s-a mai întors, el a fost bătut foarte rău și dus în comă la spital de câteva ori. Am aflat ulterior de la oameni de bine, că mai erau și pe vremea aceea, care veneau și spuneau cu multă teamă, dar spuneau. Oare printre oamenii aceștia care își cumpără ca de obicei cele necesare, s-o afla vreunul din bandiți? Sau poate că sunt prevăzători? Iată întrebările pe care și le-a pus acest lucrător, care a cutreierat zi de zi 10 de magazine. A fost o muncă atentă, exactă, căci nu ai dreptul să bănuiești ca infractori oameni nevinovați. Se apropia 23 august, ziua națională. În acel an, România sărbătorea a 15-a aniversare a eliberării sale de către trupele sovietice. 15 ani de când comuniștii preluaseră puterea și România devenise una dintre cele mai sigure țări de pe planetă. Nu prea mai exista criminalitate, nici opoziție. În schimb, se instaurase teroarea autorităților asupra poporului. Conducătorii de stat și de partid erau tot mai neliniștiți. Zilele treceau și gangsterii nu erau prinși. Preocuparea nu se oprea la nivelul ministrului de interne. În curând, primul secretar al partidului a fost nevoit să ordone securității preluarea cazului. Am avut temeri că dacă nu rezolvăm în 60 de zile, ne desfințează. Pur și simplu, ne cortăm de serviciu. Așa a șocat conducerea. Și au fost mobilizate toate forțele pentru descoperirea autorului. Dar m-a spus că până la dosarul ăsta s-au odiat mii de oameni. Au fost prinși niște hoți care stăteau bine mersi de mulți ani și nu dădea nimeni de cu această curățire totală care s-a făcut. După câte vedeți, acțiunea a fost bine organizată și pregătită în toate amănuntele. De aceea trebuie să ne îndreptăm atenția asupra elementelor legionare, celor ce au făcut parte din partidele politice burgheze, elementelor naționaliste. Căutându-i pe infractori printre legionari sau printre foștii membri ai partidelor burgheze, organele pierdeau vreme. Un singur general de securitate avea o idee diferită. Începuse să verifice pe cei dați afară din Ministerul de Interne și pe alți nomenclaturiști nemulțumiți. Dar șefii lui nici nu voiau să audă de așa ceva. Riscau să deranjeze oameni importanți. În cele din urmă, generalului i s-a permis să instaleze microfoane în apartamentele lor și dovezile nu au întârziat să apară.
Identificat îl cheamă Igor Seveanu. Iată, fiind aventurier, nu lucrează de 2 ani, deși avea posibilități. Iată prietenii săi, Gleinstein Abrașa, element naționalist care de asemenea nu lucrează de mult timp, și Ioanid. Ioanid, care a lucrat în miliție. Interesant. Bună ziua, tovarăși. Să trăiți. Tovarășul colonel, un martor a recunoscut în această fotografie pe unul din indivizii ce se afla în mașina Jetax în ziua de 28 iulie. Pe care ați descoperit-o este interesantă. Continuați cu multă atenție supravegherea locuinței lui Igor Seveanu. La 2 pași de casa noastră, în colț, mai tot timpul, erau două persoane, un bărbat și o femeie. Vorbeau, discutau, iar se mai plimbau nițel, iar veneau în colțul școlii. Iar în fața casei, mult timp, s-a tot perindat un măturător, era îmbrăcat cu o salopetă foarte curată. În momentul când eu i-am spus, domnule, intră în serviciu, pentru că dumneata ești urmărit, chiar așa i-am spus. Și uite, a fost chemată soacra mea, mama soției, cu încă o vecină care ședea aici la parter, a murit, a fost chemată de două ori la poliție, și întrebat de unul, și întrebat de altul, dar în special de Igor Seveanu și de Monica. Cheamă, te rog, la mine, pe șefii echipelor operative. Am înțeles. Din ancheta lui Seveanu Igor a rezultat că asupra complicilor săi se află sume importante de bani și armament. Dumneavoastră, organizați imediat... Echipele operative au trecut imediat la executarea ordinului primit. Acești bandiți nu mai trebuiau lăsați liberi nicio secundă, pentru a nu mai putea continua din umbră activitatea lor tâlhărească. Era după masa cam pe la 5 și am văzut când a plecat el cu 2 inși, că nu, să nu treacă mult, să mă cheme și pe mine cineva, zice, vă rog să poftiți sus. Dar pentru ce? Zice, se face o anchetă, o percheziție și trebuie să asistați. Între timp a venit Monica cu scandal că de ce intră în casă și a întrebat de soțul meu unde este și ce vă duceți și pe dumneavoastră la soț. Și am mai zis că n-am auzit că era pe culoar, dar am auzit când i-a dat o palmă și a dat-o cu capul de ușă. Ea n-a mai văzut-o, că ar și luat-o. Mai puțin de 2 luni, 5 bărbați și o femeie au fost arestați și inculpați pentru jaful de la bancă. Până astăzi, generalul care i-a prins refuză să vorbească despre aceasta. Era bun prieten de-al lor. Cine erau acei oameni? Și până la 9 au început să vină. Eu eram acolo. Și au venit. Dom'le, noi am rămas uimiți. Nici nu mai vorbeam între noi. Era o tăcere mormântală. Că toți foști funcționari serviciilor de informație, toți foști în lumea conducerii. Alexandru Ioanid, zis Lică. Cumnat cu ministrul de interne Alexandru Drăghici, principalul organizator al represiunii în România, și șeful cumnatului său. Cu numai 4 luni înaintea spargerii, Ioanid era încă directorul miliției judiciare.
În august 1959 a fost numit director în Ministerul Comerțului. Fratele lui, Paul Ioanid, la numai 35 de ani, șef al Catedrei de Aviație la Academia Militară. A studiat cu Tupolev și cu Antonov. Participă ca reprezentant al României la programul spațial sovietic. A fost arestat la întoarcerea sa de la Moscova. Haralambie Obedeanu, colaborator al Scânteii, oficiosul Partidului Muncitoresc Român. Recent demis din funcția de decan al Facultății de Jurnalism, poziție înaltă în aparatul de propagandă. Sașa Mușat, fost secretar al Tineretului Social-Democrat după război. În perioada 1948-1953, misiuni speciale în străinătate. Apoi, cadru universitar și secretar de partid al Facultății de Istorie până în 1957. Igor Sevianu, zis Gugu, inginer de aviație, cunoscut pentru acțiunile sale de sabotaj din timpul războiului. A participat la luptele care s-au dat pentru alungarea trupelor germane din București în august 1944. Igor lucrase la flotila de aviație a Ministerului de Interne. Soția lui, Monica Sevianu, plecată în Palestina timp de 3 ani. În 1948 s-a întors în România și s-a căsătorit cu Igor. Perioada de emigrație a Monicăi era o referință proastă și a dus la demiterea soțului său. Realizatorii filmului Reconstituirea îi descriu în termeni puțin diferiți. Sevianu Igor, element descompus, care în loc să lucreze, deși avea posibilități, ca orice inginer, a preferat să folosească pistolul automat pentru a-și procura bani. Alexandru Ioanid, afacerist, element capabil de orice mârșăvie pentru a-și putea asigura o viață de fuzur. Paul Ioanid, cu pretenție de intelectual, element corupt și descompus. Sașa Mușat, aventurier, preferând să folosească diploma de profesor în scopul obținerii de profituri pe cale înarmată. Haralambie Obedeanu, bandit, camuflat sub masca de ziarist. Mânuind cu mai multă pricepere pistolul decât creionul, el a reușit să strângă prin jafuri însemnate sume de bani. Monica Sevianu, element declasat. Filmul nu menționează că eroii săi principali erau membri ai Partidului Comunist încă din ilegalitate, că după terminarea războiului contribuiseră cu entuziasm la instalarea regimului impus de Moscova și că, pe deasupra, erau toți evrei. La data producerii jafului nu împliniseră 40 de ani. O parte dintre ei aveau cariere și bani. De ce ar fi atacat un grup de ilegaliști sistemul pentru care luptaseră? Nu a rămas nimic care să ne dea un răspuns, doar chipurile lor în reconstituirea. Dar filmul acesta mai mult ascunde decât arată. Fiul lui Alexandru Ioanid era copil când tatălui a fost arestat. 40 de ani mai târziu, fiul a demarat o procedură lungă și anevoioasă. I-au trebuit 2 ani pentru a obține permisiunea de a studia dosarul de securitate al tatălui său, inculpat pentru spargerea de la bancă. Ultima oară a venit o dată să mă vadă, m-a luat la plimbare pe strada unde locuiam cu mama mea, pe Vasiconta, m-a luat și m-a plimbat. El a venit cu o mașină și s-a plimbat cu mine în sus și în josul străzii și practic am înțeles că și-a luat un fel de a revedere. Asta e ultima mea amintire despre el, care bănuiesc că s-a fi întâmplat cu în anul 1959. Ulterior, nu am avut niciun fel de alte contacte cu el.
fiindcă există acest gol, am încercat în ultimul timp să aflu măcar unde este fie îngropat, fie înrumat. Întrebarea care m-a decis acum câțiva ani să cer oficial, acum 2 ani, accesul la dosarele de securitate despre acest caz. Dosarul jafului este înregistrat în arhive sub denumirea de Cazul Ioanid. Sunt 27 de volume, însumând circa 10.000 de pagini. Declarațiile luate în timpul interogatoriilor pot fi comparate cu rapoartele turnătorilor plasați în aceleași celule cu inculpați. Trebuie să înaintez cu băgare de seamă prin acest labirint pentru a prinde un fir care poate conduce spre adevăr. Și el ce-a declarat? Iată declarația. Cel care n-a vorbit deloc a fost Ioanid. A vorbit și fratii său, că după aia era foarte ușor, dacă îl fixam pe unul pe poziție, îl duceam și îi spunea lui ăla, hai bă! Și au vorbit, până la urmă, Ioanid n-a vrut să vorbească, a treia zi i-a recunoscut el. Se poate să fi fost bătut, nu știu. Nu știu ce se întâmplă, că Lică spunea, domnule, dacă mă bateți, vă spun orice, facea el. Lică era un provocator ce nu s-a pomenit. El știa toate problemele de anchetă. Și râdea și îmi spunea, asta o faceți acum. Așa. Că se pricepea la ăstea. Că el fusese lucrător de poliție din 1945 până în 1959. Monica, când a intrat în celulă, parcă o vădirea, o fată minionă cu niște ochi extraordinar de vioi și de inteligenți și o figură blândă. Nu puteai să zici că omul ăsta ar face rău cuiva. Doamne ferește! Și am plăcut-o din prima clipă, adică am văzut că e, că a și zis, sper că nu vă deranjez când a intrat. Sper că nu vă deranjez. Cum să ne deranjez? Că nu suntem în vila noastră aici acasă și chiar dacă ai fi. Malmaison, tradus din franceză, casă rea. Casa răului, de fapt. Da, și într-adevăr că era casa răului. Fiindcă aici numai rele se întâmplă. Au murit oameni din anchetă, au murit bătuți. Păi, mie mi-a tras un pumn anchetatorul, șeful anchetelor a venit și m-a luat pe mine, capitanul Noiu, dacă vă interesează numele, așa, și chiar din mașina cu care m-a luat, mi-a tras un pumn, în mașină. Da, și ne chema. Dacă nu în fiecare zi, la două zile tot te chema și îți mai reîmprospăta porția de bătaie și trebuia să el scria și trebuia să semnezi. Și dacă nu semnai, altă porție. Eu nu prea am semnat. N-am vrut să semnez. Dumneata este arestat pentru participarea activă în banda care a atacat și jefuit mașina PRPR în ziua de 28 iulie. E, vorbește despre asta. Nu cunosc nimic din cele care s-au întâmplat la 28 iulie și nu am nicio legătură cu faptele despre care vorbiți. Deci, n-ai nicio legătură? Nu cunoaște nimic? Nu, nu cunosc. Dar aceasta nu ți-le amintește nimic? Nu. Nu-mi reamintește nimic. Nu știu nimic. Nu cunosc nimic.
De două ceasuri, dumneata neți totul. Ei, nici pe acestea nu le cunosc. Aveți și asta. Îmi dau seama că suntem descoperiți. Până acum... Au recunoscut de prima dată, dar acum se mai întâmplă și altceva. Mai e o chestiune. Că declarațiile negative nu se consemnează. Nu, deci zice nu, nu, nu pot scrie, nu, nu. Și insistă, mai vii și mâine. Și poate a doua zi a zis. Mărturile celor implicați, prin care ei însăși se auto-incriminează, sunt neverosimile dintr-un singur motiv, faptul că ei, aceste mărturii, au fost obținute în prima sau în a doua zi a arestului lor, ei declară același lucru, practic arată ca și cum ar fi scrise de cineva la comandă. Semnul de întrebare există, dacă acest furt a existat, dacă a fost într-adevăr un act jaf în timpul respectiv, dacă acești oameni au participat sau nu în ei. Deci întrebarea nu are răspuns încă clar. Dovezile zdrobitoare prezentate bandiților de anchetatorii penali i-au determinat să-și recunoască vinovăția. Activitatea tâlhărească de jefuire sub amenințarea armelor a mașinii Băncii Republicii Populare Române. Certitudinile autorilor reconstituirii sunt de invidiat. Dar acest fel de mărturisiri se obțineau ușor în Europa de Est la vremea aceea. Reconstituirea nu explică cum au ajuns niște cetățeni inteligenți să jefuiască banca de stat. De ce să fure bani pe care nu îi puteau cheltui fără a fi prinși? Interogatoriul luat de Alexandru Ionit declară care este scopul jafului asupra mașinii Băncii Naționale a Republicii Populare Române. Organizația noastră subversivă a avut scopul de a jefui bunuri de stat cu care să ajutăm pe unele elemente de naționalitate evrei care voiau să plece din țară. Interogatoriu 28 septembrie. Monica Sevianu declară că ei toți nutreau sentimente ostile față de Leon Tărăutu, secretarul partidului însărcinat cu propaganda. Astfel considerau că din pricina lui s-au oprit plecările evreilor în Israel și că el ar duce o politică nedreaptă față de intelectualitate, în special față de cea evreiască. Alexandru Ioanid. Am luat hotărârea de a participa la acțiunile bandei abia în februarie 1959, când, într-o discuție cu Igor și cu Paul, aceștia mi-au spus că regimul democrat popular ar duce o politică de înlocuire a evreilor din funcțiile de răspundere. Monica, mi-a povestit că toată întâmplarea asta a fost ideea ei, întoarsă din Israel, că ea a plecat din țară cu o barcă, clandestină a plecat, s-a căsătorit acolo, a lucrat în chibuț, a avut o fetiță și după aia s-a întors în țară cu scopul de a ajuta evreii prin mișcarea sionistă. Și cum să-i ajute, când, cu ce bani? Că în fond asta le trebuia bani să-i ajute. Nu a rezultat. Uite ce, până o-i muri, o spun că nu au strâns bani pentru nicio... Au strâns bani ca să fugă! Mulți îi consideră pe evrei responsabili de introducerea totalitarismului roșu în România. Dar trec cu vederea persecuțiile antisemite din timpul războiului, care i-au împins spre comunism. La sfârșitul anilor 50, situația se schimbase dramatic. Odată instalat, Partidul Muncitoresc Român a urmat linia naționalistă inaugurată de Stalin și s-a debarasat de credincioșii săi aliați evrei.
cele 6 personaje trebuie să fi constatat că iluziile lor internaționaliste au eșuat. Nota unui informator. Sasha Mușat a spus că el, ca vechi marxist, a crezut că socialismul va rezolva problema evreiască, dar în ultima vreme și-a dat seama că s-a înșelat. Eu, ca evreu, ca tânăr cu origine socială nesănătoasă și mai ales ca fiu de emigrați, părinții mei emigraseră deja în Franța, nu puteam găsi de lucru, nu puteam să fiu angajat nicăieri și în această foarte cruntă epocă, adică chiar în 1952, mult înainte ca să-l fi cunoscut pe Sasha, fusesem chiar dat afară din Facultatea de Pedagogie și Psihologie sub cele mai neînchipuite pretexte. Cred că eu am fost printre primii care au plecat datorită faptului că se făcea un fel de târg de carne vie. Acei care aveau rude cât de cât înstărite în Franța trebuiau să depună o sumă de bani pe numele unui avocat de la Londra care îi păstra până ce ruda lor apropiată din România sosea în Occident. L-am văzut ultima dată pe Sasha pe 6 sau 7 septembrie 1957 în acest apartament. Când a văzut că am primit pașaportul, a făcut un fel de scenă, de pantomimă teribilă, s-a pus în genunchi în fața pașaportului și l-a sărutat. Bucureștiul de azi, ca și întreaga noastră patrie, este un șantier uriaș. Numele epocii noastre e scris cu fiecare cărămidă pusă la zidul trainic, cu fiecare realizare obținută. Numele ei, socialism. Încrezător că orice bun român va alege să rămână în țară, guvernul a permis reluarea emigrărilor către Israel la sfârșitul anului 1958. Secțiile de miliție au fost pur și simplu asaltate. Circa 100.000 de oameni au depus cereri. Indignate, autoritățile au oprit procedurile și au început să-i persecute pe solicitanți. Foștii angajați ai serviciilor secrete aveau și mai puține șanse să emigreze. El mi-a spus că și-a dat adevărata măsură a lui. Și a fost el însuși în anii de spionaj. Și că aici, în România, acel Sasha Mușat, cu care noi veneam în contact, nu era de fapt el, sau era cea mai proastă variantă a lui. Îmi spunea, păcat că nu m-ai cunoscut la Paris, atunci ai fi dat seama ce fel de om sunt. Ne-a vorbit despre sila pe care o simte față de cum se trăiește la noi, față de cum e conceput totul și nu dorea decât un singur lucru, să scape. Și îmi spunea că se simte ca într-o imensă pușcărie, fără ieșire, și el știe că totuși trebuie să găsească o ieșire. Și atunci mi-a citat din Huit Clos al lui Sartre: une issue, ça ne se trouve pas, ça s'invente. În această clădire în care ne aflăm acum, timp de vreo 2 ani,
m-am întâlnit sistematic cu Sașa Mușat, pentru că aici era sediul Uniunii Naționale a Studenților din România. Pe Igor l-am cunoscut în UTC. El era unul din oamenii cei mai îndrăzneți din organizația de UTC și apoi de partid de la Politehnică. Profitând de faptul că Gugu avea brevetul de pilot, se gândeau să cumpere un aviator care să-i lase să se urce în avion și să plece fără autorizație. Ce putea face un pilot și gangsteri înșiși cu bani românești în străinătate? Nu valorau nimic în afara țării. În ce privește ajutorarea evreilor înscriși pentru emigrare, era imposibil să organizeze o asemenea operațiune sub ochii atot văzători ai oficialităților. Motivele din spatele jafului nu se lasă descifrate cu ajutorul logicii. Ce i-a împins pe cei șase să riște totul? Interogatoriu luat lui Sevianu Igor, 5 octombrie. Am discutat și despre comiterea unui act terorist împotriva unui membru supleant al biroului politic, care se ocupă cu problemele de agitație și propagandă. Întrevăzând în urma acestui act de teroare o așa zisă lărgire în problemele ideologiei și literaturii. Declarația unei informatoare din celulă. Monica vorbește despre dorința de a se răzbuna împotriva guvernului care le-a înșelat idealurile. 8 octombrie. Cu privire la discuțiile purtate cu Mușat, Sașa declară următoarele. Sașa spune că a considerat acțiunea lui ca o datorie de onoare, deoarece în climatul care se crease pentru intelectuali, el nu mai putea respira. Gugu nu se putea împăca cu ideea ca să lucreze ca inginer undeva. Adică o existență normală, mediocră sau submediocră, era de neconceput pentru ei. Lozinca lui D'Annunzio, care a fost pe urmă preluată de fașiștii italieni, vivere periculosamente, cred că era una din lozincile lor fundamentale de viață. Poate încercau să regăsească exaltarea din timpul ilegalității. Poate era, într-adevăr, revolta cavalerilor unui ideal trădat. Și în acest caz, jaful era spectacolul public al disperărilor. L-au plănuit în cele mai mici amănunte. Au mărturisit chiar că au făcut repetiții. Apoi au devenit actori într-un scenariu diferit. De data aceasta, altcineva regiza spectacolul. Cineva dinăuntru cercului puterii, care a știut cum să întoarcă această poveste în folosul propagandei. Atunci s-a luat hotărârea. Gangsterii vor juca propriile lor roluri în filmul Reconstituire. Reconstituirea jafului de la Banca Națională. Domnule, ți-o spun clar și cu toată răspunderea. Cred că de la Comitetul Central al Partidului a venit. Noi aveam pe acolo unul Chirtu, care era un loz din carte, nu s-a pomenit. Și era șeful meu, de nenorocire. Și la un moment mi-a zis, mă ascultă, venea la mine. Știi ce? S-a hotărât de la partid, au hotărât tovarășii de la partid și pe bandiți ăștia să-i filmăm. Păi cum să-i filmăm? Îi filmăm! Acum a început și în jurnala mare. Că să scos pe ăștia în lumea largă, pe cine-i apăr? Cine-i? Scos șase inși și se aperi în cartier cu mii de oameni care erau acolo, asistau la film. S-a pus o problemă enormă de grea. Se duce cu un tramvaiul 25 prin Pandur, pe exact ASO.
Și dacă o ia unul la fugă, păi pe asta trebuie să ne împușcăm. Dacă scăpam. Pe referatul privind filmarea reconstituirii atacului banditesc asupra mașinii Băncii Republicii Populare Române, ministrul de interne Alexandru Drăghici a notat: de acord, dar să se ia măsuri serioase de pază. Se va lua legătura cu organele direcției a treia și ale direcției a noua securității în vederea... Tovarășul ministru a aprobat de asemenea scenariul cazului Banca de Stat. Se anunță foarte laconic un caz deosebit întâmplat în București. Aparatul cinematografic, părăsind telefonul, descoperă biroul momentul șefului 1. Colectivului. Mașina Băncii iese din curte, apucând pe strada Doamnei. Ioanid Paul și Sevian momentul 2. În fața Băncii. Vedeanu Haralambi așteptând Ioanid cu un geamantan în care se aflau două serviete pe strada Academiei. În stația din piața Universității. Scenariul a fost scris de mine. Și l-am făcut, l-am luat pe Calătescu și mi-amintesc că l-am băgat. Eu aveam un birou acolo în Plevnei. Și a venit Calătescu cu sticla de țuică. Ăsta abia de trăsnea. Ăsta nu avea inspirație până nu era trăsnit. Sigur că m-am dus la directorul general al studioului, Aristin Moldovan, la vremea aceea. Și mi-a plăcut de dumnealui că... așa foarte direct, fără prea multe detalii, mi-a spus că voi face parte din echipa de filmare care se va ocupa de un film cu spargerea de la Banca Națională. În aproape am ajuns la ideea că vom face reconstituirea. Deci partenerii noștri de compoziție, așezați în fața aparatului de filmat, vor fi niște actori mai puțin obișnuiți, adică niște presupuși infractori. Noi ne-am uitat, ne-am stabilit fiecare unghi de filmare și când trebuia să filmăm, unul dintre ei a venit cu niște cuvinte, chiar ne-a surprins faptul că ne-a reținut, ne cunoaște și ne-a întrebat: vreți să facem film? Deci el a deschis subiectul acesta. Da, noi pentru asta suntem aici, să facem film. Păi, zice, hai să facem film. Nota unui informator privind discuțiile purtate cu Sevianu Igor. Igor a început cu cuvintele: îți voi spune ceva care o să te uluiască și bineînțeles că la început nu mă vei crede. Mi s-a făcut un film artistic cu atacul Băncii. Mi-a spus că filmarea s-a făcut cu o desfășurare nemaipomenită de forțe, de la care nu au lipsit decât aviația și tancurile. A rămas cu impresia că nu va fi condamnat la moarte. Noi trebuia să-i salite, să le ține moralul că nu vor fi condamnați la moarte. Ca să-i ținem bine pregătiți pentru Calătescu. Să realizeze filmul. S-a discutat cu ei înainte? Da, sigur, s-a discutat. Am avut în pregătire. Domnule, trebuie să filmați. Bineînțeles că cu toată debatura de cu cât cu cooperați mai bine, cu că sunteți mai sinceri, o să aveți o situație la tribunal mai ușoară, o să aibă în vedere, știu, cum se zice, de regulă la treburile astea. La arestarea lui Monica, Calătescu sau operatorii au fost undeva băgați pe scară, nu știu cum. Erau scară stântă acolo. Eu am fost păstrat în fața ușii să o aștept pe Monica de la piață, cu mandatul de arestare în mână. La un moment dat, eu am luat mandatul nu știu cum ca să îi prezint. Dacă nu des, nu așa, dar așa faci când... Dom'le, comportă cum te comport normal. Că eu vreau să-i bag la Monica mandatul, pentru că nu știu ce se fac ca să o arestez. Și eu arată normal, dom'le, sunteți mandat, sunteți arestată, de altă de mâini și păi cătușe, câteva secunde. Thank you.
Când am ajuns noi aici, prospecția era făcută. Deci știam cum este așezat aici, colo, câte unul din obiecte. O să mă întrebați cine le-a așezat. Nu am cunoștință. Noi le-am găsit așezate și deci, în cadrul așa construit, s-a început filmarea. Deci lucrurile erau foarte, cum să spun eu, știute, cunoscute, acceptate de ambele părți și așa mai departe. N-a fost necesar să facem muncă de nu știu ce gen, stați mai așa, cum în cademie lumina și alte chestiuni. Acolo nu, era reportaj. Și de aici încolo intram noi cu turul al nostru, cu aparatul ARI, 35 mm, alb-negru. În urma convorbirilor avute cu învinuitul Ioanid Alexandru, redau următoarele. Ioanid crede că vor fi prezentați ca o bandă de tâlhari, fără a se face aluzie la apartenența lor politică și rasială și fără a se insista asupra posturilor ocupate și a trecutului lor. Alexandru Ioanid era foarte abătut. Probabil că nici el nu a fost acomodat cu aranjamentul de interior în propria locuință, pentru că el nu mai era acolo, deci el venea din arest acolo. Sigur, în momentul în care vrei să realizezi o secvență în interior, dumneavoastră știți că cine aștia au talentul acesta să intervină, să mai așeze într-un fel sau altul, mai corect, mai frumos, mai deosebit, mai încărcat și multe alte asemenea chestiuni. Deci, el era puțin surprins de ceea ce era în spațiu numit locuința personală. 17 noiembrie, nota unui informator. Momentul cel mai deprimant pentru Ioanid a fost vizitarea locuinței sale, unde a căpătat certitudinea că părinții săi au fost și ei arestați și și-a reîmprospătat imaginea fiului său prin privirea unei fotografii a acestuia. Pretinde că a avut din nou intenția cu această ocazie de a se sinucide sărind pe geam, dar la proba făcută a constatat că nu are suficientă putere pentru aceasta. Noi am făcut reconstituire, nu? Și dumneavoastră faceți reconstituirea unei reconstituiri, nu? Deci din aproape în aproape noi trebuie să adăugăm câte ceva. Nu că asta înseamnă actul de creație și capacitatea noastră de a gândi. Din ce în ce mai perfectă va fi secvența cu arestarea dacă o mai facem o dată, nu? Sau o mai povestim o dată. În istoria poporului nostru sunt fapte care pot fi tălmăcite sau se pierd în negura vremurilor, cele de azi, reținute cu ochiul acesta, memorate de acest scrib automat și gravate pe această filă de hrisov modern, nu mai pot fi puse de nimeni sub semnul întrebării, căci ele rămân întipărite prin imagini vii, identice cu realitatea. Viața liberă și luminoasă, titlul de om nou, toată moștenirea aceasta le va reveni lor. Dar pentru ca să știe să o prețuiască, ei vor trebui să înțeleagă lupta de azi dusă împotriva dușmanilor muncii noastre socialiste, împotriva celor care sunt judecați într-o asemenea sală. Cei care ajung aici
nu au meritat titlul de om. Răspunsul nostru dat faptelor lor este în numele legii. În numele legilor. Oare publicul se lăsa convins de ceea ce vedea? Sau filmul era menit doar să-l înfricoșeze? Și în ce ar trebui să ne încredem azi? În imaginile care ne prezintă niște bandiți ordinari sau în dosarele care îi descriu pe aceiași ca infractori politici? În noiembrie, după ce s-a terminat filmarea reconstituirii jafului, securitatea a încheiat și ancheta. Tâlhăria se afla pe ultimul loc în lista capetelor de acuzare. Primele două acuzații erau de natură politică. Între infracțiunile pe care le-au săvârșit inculpații, acuzații din acest proces, figurează și infracțiuni contra statului, cum ar fi crima de acte de teroare sau infracțiunea de uneltire contra ordinii sociale. Infracțiunile contra statului, așa, sunt date în competența organelor judiciare militare. Că se împuște toată lumea. Noi, dacă n-am luat-o ca la Ceaușescu, puteam să împușcăm imediat. Pistoale erau, cartușe erau. Eu am spus, domnule, nu împuștem pe nimeni, îi trimitem pe cele mai corecte legi. Procesul a început pe 20 noiembrie 1959 și a durat 3 zile. Când au fost aduși la tribunal, membrii echipei de filmare știau deja ce anume vor trebui să filmeze. Toată lumea își cunoștea rolul pe din afară. Spre deosebire de celelalte secvențe, procesul a fost filmat pe viu. În calitate de prim martor al acuzării asupra jafului de la Banca Națională din 28 iulie 1959, am primit o citație ca prim martor al acuzării să mă prezint la tribunalul militar. M-am prezentat în ziua respectivă la ora 7 dimineața. Bătea inima mine, o simțeam ca la... eram emoționat că dădeam față cu ei și eu nu-i cunoșteam până atunci. Inculpatul Seveanu Igor, cine a inițiat constituirea bandei? Inițiativa constituirii bandei a fost a mea. În ce scop a fost constituită? Scopul nostru era de a jefui unele instituții de stat. Inculpatul Ioanid Alexandru, arată de unde ați procurat armamentul. După ce am intrat în bandă, eu am pus la dispoziția membrilor ei un număr de 11 pistolete, un pistol automat, o armă militară ZB și circa 1000 de cartușe. Armamentul era în stare de funcționare? Pentru verificarea lui, noi am făcut exerciții de tragere la pădurea Băneasă. Dumneata era în armată? Eu, ca și ceilalți membri ai bandei, am purtat armament asupra noastră, atât la încercările de jaf anterioare, cât și la atacul săvârșit asupra mașinii băncii RPR din 28 iulie 1959. Stilul filmelor cu gangster a fost abandonat în favoarea canoanelor procesului stalinist. În acest gen, personajele negative mărturisesc tot ceea ce e necesar. Actorii reconstituirii au înțeles că târgul încheiat cu anchetatorii fusese o cacealma, că li s-a promis clemență doar pentru a-i determina să joace în film și că erau pe cale să se condamne singuri în văzul întregii lumi. Atât ca motivație care ei au invocat-o, cât și manifestele acelea care ei le-au răspândit, aruncă o coloratură politică asupra faptelor săvârșite de ei. De altfel, așa cum au acționat cu ură și patimă criminal împotriva statului, ei au acționat împotriva statului și de aceea caracterul politic apare cu pregnanță în toate detaliile acțiunii
lor criminale. Vedeți, ei erau niște naționaliști evrei. Ei nu se împăcau cu gândul că la un moment dat nu mai erau beneficiari unor situații privilegiate, că a fost situație de genul ăsta, când evrei sau maghiari au fost numiți în funcții foarte importante, pe linie de partid și de stat. Noastră știți prea bine la cine mă refer. Kișinevski, Vasile Luca, Ana Paucher și așa mai departe. Așa. Ei, la un moment dat s-a considerat că nu e normal. În cuvântul său, procurorul a arătat că nu puteau avea nimic comun cu construirea socialismului acești indivizi. Faptele lor întrunesc elementele constituite a infracțiunii de tâlhărie în dauna altui obștesc, prevăzute de articolul 536.1, și vă cer, ca în conformitate cu acest articol, să condamnați pe Sedianu Igor, Sedianu Monica, Glanștan Abrașa Sasa Zirmușat, Ionid Alexandru, Ioanid Paul și Ugăreanu Haralambie la moarte. Justiția socialistă a ținut seama că Monica Sevianu era mamă a doi copii. Prin urmare, numai cei 5 bărbați au fost condamnați la moarte, în timp ce femeia a primit muncă silnică pe viață. Așteptând în închisoare judecarea recursului, Alexandru și Paul, Monica, Igor, Sasha și Hari au înțeles că dincolo de gardurile de sârmă ghimpată nu erau priviți ca eroi. Dimpotrivă, acțiunea lor a servit drept pretext pentru politica antisemită a partidului. Epurările au continuat cu și mai mare intensitate. Mai întâi, Ministerul de Interne, apoi cel al Justiției, au fost curățate de minoritari. Totul a culminat cu niște procese intentate unor economiști evrei. În același timp, s-au ridicat restricțiile privind emigrarea în Israel. Experiența care am avut-o, într-adevăr, trebuia să se întâmple. A fost un eveniment de decurs de 2 săptămâni care m-a tulburat teribil. A durat foarte mult să-mi revin puțin, dar a fost nevoie pentru liniștea mea să văd, într-adevăr, alb și negru, că informațiile sunt total pe o bază, niște minciuni. Deci, din punct de vedere, e o liniște care mi-am descoperit, mi-am dat seama, fără niciun fel de dubiu, că este un proces nedrept care s-a întâmplat. Nu a fost singurul, dar s-a întâmplat acum mulți ani. Bunurile condamnaților au fost vândute la consignația. S-au acoperit astfel cheltuielile de judecată, iar pagubele jafului au fost recuperate integral. Au dispărut numai câțiva oameni. Abia la 6 luni de la arestarea fochistului băncii, familiei i s-a dat de veste. Mama a fost chemată la poliție, la miliție din nou și s-a spus: luați loc, vreau să vă anunțăm că soțul nostru este mort, a avut un șoc în timpul vorbitorului, ne scuzați, s-a întâmplat, exact astea au fost vorbele lor, este mormântat creștinește, unde, cum, am încercat să aflăm, să ne ducem. Când lucrurile sunt ascunse fie și numai în parte, sfârșești prin a te îndoi de toate. Se spune chiar că jaful a fost o scenare și că cei 6 au fost trimiși departe de țară în misiuni secrete. Mă și așteptam uneori să am posibilitatea să mă reîntâlnesc cu Sasha Mușat. Mi s-a spus, de pildă, că tatăl lui Sasha Mușat a fost anunțat
că fiul său se află undeva departe, dar că nu are posibilitatea să intre în legătură cu el, dar nu a fost lichidat. Unii dintre prietenii celor șase ajunși în lumea liberă au fost urmăriți de ecourile acestei istorii. Edi Reichman era deja la Paris când cineva venit din România i-a spus povestea Jafului. A scris atunci un roman bazat pe aventurile nefericitului său prieten. Magda Stroie a rămas la București și a ars scrisorile lui Sașa Mușat. Nu știam, mi-era teamă că voi fi și eu arestată, că vor fi arestați tot cei cu care erau în legături mai apropiate, nu se putea ști. După proces, ministrul de interne Drăghici a vrut să-l adopte pe nepotul său, fiul lui Alexandru Ioanid, fiul aceluia pe care îl trimisese la moarte. Dar mama lui s-a opus acestei adopții. Astăzi, Alex locuiește la Londra. Când a venit de la grefă, unde i s-a comunicat sentința de condamnare la moarte, Paul Ioanid a spus că îi pare rău că va fi executat, deoarece este tânăr și din cei 36 de ani pe care îi are, 18 i-a închinat cauzei comunismului. Învățase însă în ilegalitate să fie împăcat cu gândul morții. Mințile care n-au mai apucat întunericul și mâinile care n-au mai simțit lanțurile robiei învață să scrie. Viața liberă și luminoasă, titlul de om nou, toată moștenirea aceasta le va reveni lor. Dar pentru ca să știe să o prețuiască, ei vor trebui să înțeleagă lupta de azi dusă împotriva dușmanilor muncii noastre socialiste, împotriva celor care sunt judecați într-o asemenea sală. Mi-a spus un major care era președintele tribunalului București, militar București, unul Ceacu Eduard. Mi-a spus: domnule, diseară ce executăm sentința în cazul Ioanizilor. Eu știam că ei făcuseră cerere de grațiere, făcuseră recursă, judecaseră toate. Toate fuseseră respinse. M-am trezit că sunt chemat la primul ajunct al ministrului. Negra mi-a zis: băi, auzi ce zice Paul, că ultima dorință asta, Ioanic, că una din ultimele dorințe ale lui este să stea de vorbă cu tine. Eu m-am urcat în mașină și am plecat. Doamne, n-am vrut să mă duc acolo în celulă la el, că acolo la Jilava era lugubru. Ai văzut și dumneata cum e la depozitul de firme. Exact așa e și acolo. Și i-am spus la aia: băi, păzit bine, că ăsta se știe că încearcă să facă ceva, mi-l aduceți aici. Și m-am dus în biroul directorului spitalului. Și i-am zis: ia spune, domnule, ce este? Domnule, uite care e situația, vreau să vă spun. Eu vreau să propun să fiu pus într-o navetă de-asta și să fie trimis în spațiu. Negra mi-a spus: băi, du-te la el și îi spune că ai mare onoare ca să se ducă în spațiu. Dar el e un tâlhar, ce să caute în spațiu? Eu am fost ținut aici din momentul când au fost condamnați în primă instanță. Nu erau prea speriați, ei încă sperau că vor fi iertate, nu vor se va duce până la final pedeapsa lor. Cine poate să-și amintească ce era în sufletul lor atunci, în conștiința lor? Probabil că aveau frământări, aveau. După aceea a venit termenul și i-a luat, i-a dus acolo unde trebuie. Judecătorul care citea sentința
în prezența procurorului și după aceea grupa de execuție își făcea datoria. Execuția a avut loc în afara fortului, adică în afara aici închipi penitenciar. Am participat la când a comunicat sentința. Am participat când i-a luat de acolo, pentru că în prezența noastră se descuia camerele, și după aceea am participat la înhumarea lor. Era, așa era, probabil, regula, sau nu era schinicheza, deci numai atâta, în legie spune așa, că cadavrele nu se dau familie. Asta era stipulat în legie. Procesul verbal de execuție, semnat de Gheorghe Alexandrescu, menționează că, la comanda dată de directorul penitenciarului Jilava, sentința a fost îndeplinită prin împușcarea celor 5 deținuți în conformitate cu articolul 20 din regulament. Execuția a avut loc pe 18 februarie 1960, la ora 20. Cazul actul de jaf din 28 iulie a fost rezolvat datorită eforturilor susținute depuse de lucrătorii Ministerului Afacerilor Interne cu sprijinul efectiv al cetățenilor cinstiți. Meritul acestor lucrători ai organelor de stat, prezentați sau nu în film, constă în aceea că în mai puțin de 2 luni de zile au reușit să aducă în fața justiției niște infractori periculoși în persoana unor indivizi pe care nimeni nu i-ar fi putut suspecta. Cu sprijinul efectiv al oamenilor cinstiți, ei apără în fiecare clipă cuceririle revoluționare și veghează ca munca pașnică și viața din ce în ce mai luminoasă pe care și-o făurește poporul nostru sub conducerea partidului să nu fie tulburată de dușmani. Generațiile viitoare vor trebui să înțeleagă că fiecare realizare de azi s-a înfăptuit printr-o luptă continuă și că lucrul cel mai de preț pe care ne străduim să-l lăsăm lor moștenire este titlul de om nou, singurul om capabil să construiască o viață liberă și fericită, viața comunistă.